Mihail Sebastian și jurnalul său. Dramatizare de Dumitru Solomon. În rolul titular, Alexandru Repan. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Primul episod. Jurnalul. Jurnalul consemnează, fără ipocrizie, tot ceea ce o conștiință de om poate cunoaște de-a lungul unei vieți, care nu e făcută întotdeauna din eroism. El ne dezarmează prin curajul confesiunii. Puțini oameni iau condeiul în mână pentru a fi atât de necruțători cu ei înșiși. Examenul intim este fără menajamente. Are curajul vanităților, al invidiilor, al lașităților. Le mărturisește direct, fără a se scuza. Cu un fel de cruzime ironică pe care numai copiii o au. Jurnalul. Februarie 1935. M-am hotărât să merg la oculist. Nu mai văd să scriu. Trebuie. Așa, deci vă trebuie ochelari. Vârsta? 27. Numele? Sebastian. Mihail Sebastian. Sebastian? Ia te uită, în familia mea s-a discutat mult despre cartea dumitale apărută anul trecut. Cum se numea? De 2000 de ani. Așa, așa, exact. Multă lume înjură. Dar din păcate eu nu am citit-o. Uitați, poftiți ochelarii, sunt de probă. Acolo, la oglindă. Știu și eu, mă fac urât. Nu e o problemă, căutăm alții. Așa, librarul care vindea cartea spunea cumpărătorilor: Sebastian e jidanul ăla care s-a botezat. Da. 18 februarie 1935. Aseară trebuia să vorbească Nae Ionescu despre solidaritatea națională. Guvernul i-a interzis conferința. Studenții au fost masați pe trotuarul dinspre palat. În ziarele de azi, niciun cuvânt despre ceea ce a fost. Descoper că Istrate Micescu a trecut de partea mișcării. În interviul apărut acum o săptămână, îmi vorbea despre libertate, despre rezistența individului fața statului, despre stupiditatea ideii de colectiv exploatată de dictatură. N-au trecut decât câteva zile și iată-l antisemit, raliat Revoluției Naționale. Ce oameni! A venit în sfârșit primăvara. Am fost ieri la Băneasă. Bătea un vânt de martie, era soare. Mă simțeam tânăr. De mult n-am mai simțit așa de viu dorul de a fi, de a fi fericit. Azi, duminică, 17 martie, am călătorit cu Nae Ionescu. A ținut o conferință la Galați despre semne și simboale. Nouă ne-a oferit o teribilă șuietă politică. Susținea că el pornise mișcarea lui Vaida, deși acum 10 zile m-a asigurat de contrariul. Eu și Gardal vom sprijini pe Vaida, dar fără să colaborăm. Îl menținem deocamdată pe Tătărescu în guvern, încă 3 luni, până ce mișcarea lui Vaida capătă consistență și cadre. Atunci guvernul lui va trebui să dea 60 de deputați gardiști și câte 10-15 din celelalte partide, în așa fel încât opoziția majestății sale să fie garda. Astfel, în mod logic, la căderea guvernului, succesiunea va reveni gardiștilor. Ce părere aveți despre planul meu? Un plan fantezist povestit pe un ton combinat, șmecher, teribil. Cum i-a spus lui, cum l-a tras pe sfoară pe, cum s-a răfuit cu... Cu chestiile astea i-am pus cucurul pe gheață. Că
cât poate fi de cabotin omul ăsta. Oricum îl prefer în sala de curs. La șuietă participa și un colonel definit public ideal pentru arta lui Naie de a deplasa discuția de la o chestie locală, o problemă universală de istorie. Cum? Dumneavoastră nu credeți în eventualitatea unui război franco-german? Prostii! Tot nodul e la Singapore. Acolo își joacă Europa cartea. Și poate să o joace foarte bine fără Germania. Asta e! Domnule, eu am trăit revoluția la München, îi cunosc bine pe nemți. Eu le făceam miniștrilor revoluționari discursurile. Am fost lângă ei. Aflați că lui Beck la Varșovia i-am explicat clar de ce e necesară apropierea de Germania. Iar lui Radek i-a prezis că succesorul lui Stalin va fi Gingis Khan. Da, dar pe Hitler îl cunoașteți personal? Bineînțeles! L-am văzut, mare om politic. Vezi, dumneata, Trotsky e enorm de deștept, în timp ce Stalin e un prost. Mințea din bravadă. Nu îl văzuse pe Hitler, dar nu se îndura să scadă ceva din gloria în care se angajase. Era un copil. Avea același aer cu care acum 15 ani șuieta la cap și aceleași teme. Deci credeți că politica lui Hitler este... Politică se cheamă, domnule, o stare de luptă. Un partid închide în ființa sa obligația de a le suprima pe celelalte. În concluzie ultimă, politica internă devine o absurditate. Nu poate exista decât o cucerire a puterii, o confiscare a ei și deci confundarea partidului cu toată colectivitatea. Înțelegi, astfel orice posibilitate de reacțiune este anulată. Lecția lui Nae era sufocantă. Erezii și contraziceri monstruoase care porneau de la o abstracție sălbatică, colectiv. Uită că vorbește despre oameni. E o primăvară rece cu ploaie. Nu vreau să spun trist. Am ascultat foarte mult Bach în ultimul timp. Cred că iubesc mult muzica asta. În orice caz recunosc ușor o piesă de Bach față de altceva. La radio am ascultat și o magnifică sonată de Debussy și o delicioasă Kleine Nachtmusik de Mozart. Ca niciodată delicat și armonios. Ieri, 7 aprilie, au avut loc alegeri la Societatea Scriitorilor. Nu-mi iert că am avut o clipă naivitatea de a crede că jocul ăsta este serios. Din momentul în care renunți să fii singur, totul e pierdut. S-au închis universitățile. Mâine nu mai am curs. Pe stradă am văzut lucruri atroce. Bestii. Duminică, 14 aprilie. Zi superbă ca de iunie. Leni a venit să mă ia de la redacție. Superb. Taier gri, pantof, poșeta și borul părăriei albastre. La gât o mică panglică tot albastră. Ai un fel de timiditate care te face gravă. Nu din timiditate nu ți-am mai telefonat, ci pentru că am auzit că ai un amor mai vechi la Brăila. N-am vrut să te inoportunezi. Crede-mă, nimic adevărat. Atunci, ce să fie? În simplu. Mi-am spus singur, băiatule, stai cu minte. Prudență. Dacă vrei. Mai curând o justă cunoașterea mea. Ar însemna să aștept lucruri pe care nu le merit. Nu, nu știi ce meriți și ce nu. Și nu știi nici ce poate gândi altcineva despre dumneata. Hai să ne mai plimbăm. Eram mândru de cât era ea de frumoasă. Leni. E ora două noaptea. Am avut o zi plină de întâmplări. Am fost în vizită la Leni. Ne iubim. Ne-am spus. E frumoasă, e tânără, are o simplicitate admirabilă în vorbire. Mi se pare inexplicabil faptul că își îndreaptă atenția spre mine. E teamă.
Mi-e teamă de nenorocul meu. Câte lucruri nu mi-a stricat. Nu știu cum să ies din situația asta. Aș vrea așa de mult să fiu fericit. Și aș fi cerut atât de puțin pentru asta. Aseară, plimbare, vizită, restaurant, dans. Știi, ai atâtea lucruri de copil în dumneata și totuși ești așa de obosit de viață. Just. Pentru cineva care nu mă cunoaște decât de câteva zile, e surprinzător de just. Așa e. Așa e. E înspăimântătoare liniștea cu care accept gândul morții. Aprilie. Meci Venus-Juventus. Leni a întârziat din pricina repetiției, dar a venit. Nu-mi explic interesul ei pentru mine. E atât de frumoasă, iar eu sunt așa de prost îmbrăcat, de stângaci. Îmi dau seama cât de simplu și de odihnitor lucru ar putea fi iubirea asta. Încep să o iubesc serios. A fost melancolică și tăcută până a venit Ronea, de la Teatrul Regina Maria. Sunt convins că s-a culcat și cu el pe vremuri. Când l-a văzut, a devenit brusc, volubil, expansiv, aproape gălăgioasă. M-am furiat. Dar nu ea strică, ci eu. Eu care sunt prea complicat și în fond de neînțeles pentru ea. Pentru ea, care a fost din prima clipă atât de simplă cu mine. Iată, m-am orezat gelos pe fiecare bărbat cu care s-a culcat, preocupat în fiecare moment de ceea ce face sau de ceea ce ar putea să facă, fericit când surâde, nenorocit când e prea veselă, tremurând când le aud glasul la telefon. Diminețile totul e simplu și neimportant. A o vedea sau a nu o vedea, mi se pare tot una. Serile însă. Seile sunt grele de melancolie, de dorința de o vedea. Dorință localizată fizic la inimă. Toate astea iau forme de un sentimentalism comic, licean, adolescent. Mă revoltă gândul că în timp ce ea se culcă cu unul și cu celălalt, în mica ei viață de plăceri, frivolități și plimbări, eu am tâmpenia de a-i vorbi cu gravitate și cu o ridiculă neîndemânare despre ezitările mele, despre marile mele complicații. Sufăr ca un copil. Mâine trebuie să o văd. Duminică pleacă. Poftim. Trebuia să-mi telefoneze și nu mi-a telefonat. Totul s-ar putea termina aici în modul cel mai simplu. Gata! După 4 ore am fost totuși la ea. I-am spus că o iubesc. Stupid. Mai rău decât orice am orezat. Orice pas înainte din parte mi-e mai mult decât ridicol și mai grav decât imprudent. Ar trebui să înțeleg odată și înțeleg de altfel perfect ca scrie în acest jurnal orice mică porcărie care mi se întâmplă în această poveste de iubire, e disproporționat. Gata. iunie. Zilele trecute am fost la masă la Blanc. Atmosferă degajată, Blanc o luase deoparte, zicându-i mâna pe sub șold, vorbindu-i nu știu ce.
Am simțit că își fixaseră un randeu. Ceva îmi spune că s-au întâlnit chiar în după amiaza aceea. Ce stupide preocupări. Mai ales că știu tot ce e inutil în jocul ăsta. Prea vechi, prea cunoscut, prea uniform. Sunt atâtea lucruri care ar trebui să mă facă sceptic în ce privește suferințele mele în amor. Știu bine că toate acestea sunt derizorii, că vor trece, că le voi uita și că într-o zi nici ridicole nu-mi vor mai părea, atât îmi vor fi de indiferente. Dar a ști nu este un remediu, după cum a cunoaște exact fazele unei febre tifoide nu te dispensează de a le suferi. Azi, luni 17 iunie, l-am revăzut pe Nae, între fetele cu totul nepolitic. Eram la cofetărie, iar el îmi povestea despre ultima lecție ținută la facultate, de la care eu lipsisem. A fost extraordinară parolă. Păcat că ai lipsit, ai pierdut, să știi. A fost ceva epocal. O revoluție logică, o revizuire completă a disciplinei. Ascultă, logica colectivelor devine față de logica formală ceea ce fizica lui Einstein este față de cea lui Newton. Și nu numai atât. Mi-a vorbit mai bine de un ceas cu acel zâmbet amuzant și aer de neglijență ușor simulată care este atât de bine. Este fără îndoială cel mai interesant și mai complex om pe care l-am cunoscut. Leni a plecat astăzi de dimineață. Acum ar trebui să fie pe vapor. Ne-am văzut sâmbătă după amiază, mai mult de 3/4 de ceas. Când a încercat însă și a izbutit să răscumpere enervarea ultimilor zile cu o mulțime de gesturi mărunte, afectuoase, strângeri de mână, priviri atente, mă tutuia demonstrativ cu intenția clară de a-mi spune că amorul nostru este un lucru cert. Sper să pot rezista cu destul calm acestor două luni de absență. Nu să o uit. Dar să revin la liniștea mea dinainte, când a o vedea și a-i vorbi, erau lucruri simple, plăcute, neurmate de dificultatea de a uita. De altfel sunt lămurit asupra ei și nu cred că mai am mare lucru de schimbat din imaginea ei blondă, simpatică, puțin frivolă, mai mult curioasă decât senzuală, întreținându-și cu bucurie egoismul. Un mic monstru drăguț, față de care toate gândurile mele de până acum au fost ridicol disproporționate. ...20 iulie. O lună stearpă, fără nimic, nimic. 3 zile de constanță, care mi-ar fi putut fi recreatoare, mi-au fost nefaste. M-am întors bolnav, 41 de grade. Sunt umpat, n-am niciun chef, cenușă și clei. Sunt lecuit de doruri și amoruri. Sâmbătă, 31 august, pensiunea Wagner, admirabilă casă. Am verificat aptitudinile mele de a fi fericit. Sunt mari, foarte mari. După primele zile de soare, totul părea lecuit. Și starea mea confuză de boală și resturile dureroase ale amorului cu Leni și apatia mea încărcată cu atâtea renunțări. Hotărât, am fost fericit. Mă întorc recreat, tânăr, vizibil, sănătos. După masă, mă duc la fotograf. Să-mi rămână cel puțin atâta. Dejun la Capșa cu Sorean, redactorul politic. Îmi propune un buletin francez săptămânal pentru Excelsior. Poate voi accepta. Oricum e puțin cam trist să fiu salariatul lui Soreanu. Mă gândesc încă o dată cu resemnare și fără necaz la inaptitudinea mea de ordine practică și la fericita abilitatea celorlalți. Nu există imbecili și deștepți, buni și răi, onești și excroci. Există doar putința de a fi tare, nu importă cum. Prin bani, prin șantaj, prin importanță, prin orice. Atunci orice criteriu încetează.
E clar că eu nu voi izbuti niciodată să trec dincolo de o mizerie mai mult sau mai puțin suportabilă. Nu voi face niciodată carieră, nu voi avea niciodată bani. Sincer să fiu, și n-am niciun motiv de a mă păcăli pe mine însumi, cred că banii îmi sunt indiferenți. Asta e. Aș cere vieții doar puțină liniște, o femeie, cărți și o casă curată. Observă încă o dată cât sunt de naiv. Când mă voi deprinde să fiu mai puțin entuziast în relațiile mele cu oamenii? Indiferență, neutralitate, refuz de a mă indigna sau de a aproba, iată care e cea mai bună dintre atitudini. Sunt destul de bătrân pentru ca măcar atâta lucru să fi învățat. 7 septembrie. Am intrat aseară la Continental cu speranța de a o întâlni pe Leni. Și am întâlnit. Era frumoasă. Mi-a făcut plăcere să o văd. Părea că și ea se bucură, dar știu bine că să râsul ei brusc luminat este doar un tic. Ar fi fost la fel de învăluitor pentru oricine s-ar fi apropiat de masa lor. De fapt, nu se schimbase deloc, era aceeași. Aceleași preocupări. Vai, dragul meu, am un program atât de încărcat. Îți dai seama, nu? O mulțime de curse de făcut, croitoresele, coaferul, o groază de târguieri. Nici un minut nu mai e al meu. Trece timpul așa de repede. Aceeași indiferență, aceeași frivolitate, aceeași vizibilă lipsă de sensibilitate. Îmi va fi cu siguranță mult mai ușor să lichidez amorul acesta din care am suprimat toate punctele dureroase, deși au mai rămas câteva rădăcini. Miercuri, 18 septembrie. Săptămâna asta am văzut o mulțime de oameni, dar mi-e lene să scriu despre fiecare o pagină de jurnal. Prea obositor. Nu scriu aici decât când îmi face plăcere, deși adevărata plăcere este să mă recitesc. În fine, în vizită la Leni. Prima vizită de la despărțirea noastră din iunie. M-am descurcat bine. Nu am ce să-mi reproșez. Nici o gafă, doar mici gesturi de nervare. Sunt mulțumit de mine. Să știi, dragul meu, că nu te recunosc. Ești așa de rece, de serios. Ți se pare, draga mea, ți se pare? Ba nu, sau poate că vrei să mă păcălești. Se poate, știi bine că eu. Ah, te rog să mă scuzi, numai un minut. Alo, da? Cine? Ah, iartă-mă o secundă. Spune. E neschimbat. Iar face plăcere să o iubesc. Nu eu în special, ci 10.000 de bărbați. Și între ei și eu. A stat 20 de minute de vorbă cu tipul care o căuta pe sorsa, dar care se mulțumea între timp să o tachineze, vorba catindatului, pe ea. Oh, dragul meu, te rog din suflet să înțelegi. O căuta pe Olga. Știi, eu nu puteam să nu... Nu te scuza, dragă Leni. Sunt fericit că m-ai socotit destul de bun prieten încât să faci un lucru pe care, desigur, cu un străin nu ți l-ai fi îngăduit. Facultatea ei de a uita este formidabilă. A încasat, dar nu am naivitatea de a crede că a regretat ceva. Din păcate, mai am clipe de melancolie stupidă în care îmi găsesc nesfârșite scuze și îmi fac nesfârșite proiecte. Trebuie să mă dezvăț. Trebuie să lichidez acest amor fără durere. Radioul se aude astăzi seară cu o claritate perfectă. De la München, o fantezie de Bach și o sinfonie de Schumann. Voi face cronică muzicală. Am acceptat pentru bani și cu mari garanții de anonimat. După câteva foile toane m-am obișnuit. Acum mă bucură seara săptămânală de concert.
am renunțat să mai urmăresc fazele amorului cu Leni. Prea multe contraziceri, reveniri, gafe, proiecte calcate. Scriu rar. Notez emoțiile muzicale. Lucruri remarcabile, momente de emoție copleșitoare la Ateneu, concertul pentru pian de Beethoven. Am văzut-o pe Leni. Și am fost pur și simplu ferici. Vineri, 8 noiembrie, seara. Ce i-aș mai putea reproșa după convorbirea noastră de azi? A fost bună, afectuoasă, drăguță, fără niciun fel de falsă amabilitate, cu puțină cochetărie, cu oarecare lanuri și mai ales fără urmă de ipocrizie. M-a lăsat să înțeleg destul de limpede că dacă o chem la mine, va veni. La ea nu mă putea primi din pricina lui Froda. Era de înțeles. Ne-am plimbat pe stradă, am vorbit. Dragul meu, eu sunt ce e drept capricioasă, cochetă și frivolă, dar n-am făcut niciodată ceva numai din cochetărie, capriciu sau frivolitate. Înțelegi? Niciodată! Niciodată n-am fost în așa halne ca de treburi. Trebuie să spun câteva cuvinte la deschiderea cursului de logică politică ținut anul acesta de naie. Introducerea lui a fost o mică profesiune de credință gardistă. Ei, da, așa este. Voi aparțineți de generația politică. Nu uitați, generațiile cărturărești au un mare păcat. Acela că sunt cărturărești. Politica înseamnă acțiune, viață, realitate, contact cu existența. Cartea e abstractă. Deci bine faceți ce faceți. Adevărul e cu voi. Ura, ura, ura! Bravo, bravo! Eu mi-amintesc de articolul din mai 1928 intitulat Ce gândește tinerimea. Parcă altele spunea. Mă rog, mă rog. Și ce anume? Se afirma că sensul generației tinere nu trebuie căutat pe stradă, unde sunt agitatorii și spărgătorii de geamuri, ci în biblioteci, unde sunt valorile reprezentative, nu-i așa? Da, așa era atunci, dar acum e cu totul altfel. Atunci era un moment spiritual, acum e unul politic, asta e. Fusese de față și Mircea Eliade. Luni seara am continuat discuțiile despre atitudinea lui Naie. Criticam alunecarea lui spre dreapta. Surprinzător, Mircea a replicat cu agresivitate directă, dovedind o poziție extremă și categorică. Dragă, toți marii creatori sunt de dreapta. Clar? Bine, dar nu poți să... Orice s-ar întâmpla, nu voi lăsa ca asemenea disensiune să umbrească dragostea mea pentru el. Voi evita pe viitor controversele politice cu el. La radio, Bach. Marți. Ora 2:30 noaptea. Sunt frân de oboseală, dar notez uluitoarea confesiune pe care mi-a făcut-o Mariz. Soția lui Ninișora seară la operă era într-o delicioasă roche albă, sensibilă, delicată. Nici nu știi cât am suferit pentru dumneata. Nu știi cât te iubesc. Mariz, dar eu... Mă rog, mă flatezi. Voiam să mă culc neapărat cu dumneata. Mariz... Mă obsedai. O săptămână a fost un adevărat chin. Chin fizic chiar, știi? Dar nu mi-ai... Ții minte când am venit să te iau de la rampă? În ziua aceea în care am plecat amândoi cu mașina? În ziua aceea eram decisă să-ți vorbesc deschis, pentru că... Vedeam că altfel nu înțelegi. Mă rog, sau refuz să înțelegi. Nu, dar... Mă hotărâsem să iau asupra mea cele mai penibile detalii, să găsesc odaia unde să ne întâlnim, să te aduc acolo, să pregătesc totul. Înțelegi? Mariz... Numai că în ziua aceea te durea măseaua. Da, mă durea măseaua. Exact. Dacă nu te-ar fi durut, aș fi fost sigura dumitale. N-aș fi ezitat să-ți vorbesc și dumneata n-ai fi putut refuza.
Niciun bărbat nu refuză. Maris, eu... Mă hotărâsem să vin la dumneata, să mă dezbrac, să mă culc în pat și să te aștept. N-ai fi avut încotro, nu? Doamne, Maris! Norocul a fost să-mi dai să citesc romanul dumitale Femei și am descoperit că nu aș fi făcut altceva decât să repet un episod de acolo, să o copiez pe eroina dumitale. Mi s-a făcut silă de mine și am renunțat. La Corso, în timpul prânzului, am vrut să-ți spun tot și să-ți cer tot, înțelegi? Iar dumneata mi-ai cerut voie să îți continui în articol important. Bine, Maris, dacă aș fi știut... Mai bine că nu știai. Eu nu am avut niciodată nicio rezervă. Acum pot să-ți spun toate acestea pentru că mi se pare că a trecut. Am dorit-o prea mult ca să mai îmi facă plăcerea acum. Ce vrei să fac? Când îmi place cineva... Maris, te rog... Paris. Paris. 30 decembrie. Sunt la Paris și încă nu realizez evenimentul. Cred că mă voi dezmetici abia peste vreo 10 zile când îl voi fi părăsit. Mi se pare ireal și totuși nimic schimbat. M-am plimbat pe urmele tânărului care eram acum 5 ani. Sincer vorbind, nu izbutez să mă convin că a trecut vreme. Voi recapitula totul la București acum, fiindcă n-am mai făcut-o de mult. Voi rezuma aici ultimele faze ale amorului meu cu Leni. Ne iubim. Ne-am spus-o și ne-am despărțit sărutându-ne. De plină concordie. Dar ce va fi că mă voi întoarce? Am martă de a-mi complica la maximum viața asta nefericită. February 6, 1936, joi. Aseară, plecând de la Leni, aveam sentimentul că dacă m-aș sinucide atunci, aș face-o în păcat, aproape cu voie bună. N-am să-i pot explica niciodată cât de mult înseamnă sau putea să însemne pentru mine. Și nici eu nu-mi dau seama dacă o iubesc cu un mare amor sau cu ultimele mele rezistențe de viață. 1 martie. Admirabilă zi de primăvară, copleșitor de frumoasă seară, cer albastru cu foșnitor de multe stele. Simt că a izbucnit primăvara, o simt mai ales după urgenta mea nevoie de a fi fericit. Singurul lucru de care aș avea nevoie ar fi să iubesc o femeie, oricare ar fi, Leni, Jenny, Mariză, o fată străină, indiferent cine. Voi pleca la munte câteva zile. Dejun la Corso, cu Camil. M-a amuzat declarația lui de admirație la adresa mea. Drag, sunt în literatura română numai 3 cărți. Numai 3 cărți profunde prin sentimentele lor conjugate. Și anume, cartea ta de 2000 de ani, Patului Procust și Ultima... Nu, te rog, Camil, hai să lăsăm asta. Să trecem peste cartea mea și să vorbim despre Patului Procust, dacă vrei. Nici de cum, nu te supăra. Știu eu ce spun. Mă înduioșează admirația lui întotdeauna oportună, dar îi păstrez neclintită vechea mea afecțiune. E un tip remarcabil. Articolele lui din 1922-24 sunt uluitoare prin precizie, prin ton, prin stil. În schimb... A început să mă plictisească naie. Ultimele lecții nu au fost decât reeditări enervante prin facilitatea lor politică. Vechituri penibile, resturi din cursurile de anul trecut, resturi de articole, resturi de șuiete și adăugate câteva glume grosolane care încercau să provoace simpatiile unei sări distante. Tudor Ianu îi contestă orice originalitate. Eu cred că e ceva demonic în el. Oricum, nu cred că omul ăsta poate fi anulat printr-o critică universitară. Ascult din nou Bach. Vegetez.
văzut-o pe Leni la teatru, la matinee. Ascultă, dragă, m-am decis să nu mai fiu cochetă cu tine. Cred că acest joc, mult prea lung, trebuie să ia sfârșit. Tu nu crezi asta? Pentru mine nu există decât un sfârșit, unul singur. Iartă-mă, te rog. Merg să dau un telefon. În fiecare antract a dispărut să dea telefoane. Dacă mi închipui că nu are 1000 de amanți, sunt un dobitoc sinistru. Desigur însă că pe mine m-ar fi iubit în felul ei, dacă ajutam să mă iubesc. Am impresia că ar accepta o evadare din menajul cu Froda. Și mă cutremur gândindu-mă ce fericit m-ar face un asemenea lucru. Da? Totul e imitim. De câteva vreme mă gândesc să scriu o piesă de teatru. Am văzut deja primul act, uluitor de precis, până la replică. Ah, dacă n-aș fi atât de obosit, dacă n-aș avea atâta de făcut mâine, dacă n-ar fi trecut de ora 1 noaptea, cred că aș începe să scriu chiar acum. Da, nu m-am culcat totuși. Vrând să pun pe hârtie câteva lucruri despre piesă, ca să nu le uit, m-am trezit făcând scenariul întregii piese. Sunt pur și simplu încântat. Mi se pare ideea excelentă. Am conturat toate trei actele. Schema e bună. E dimineață. Notez o sumă de noi detalii pentru actul 2. Am încredere în mine, ceea ce nu mi se întâmplă prea des. Îl văd bine pe Iancovescu în rolul bărbatului, iar pe femeie ar trebui să o joace Leni. Dacă m-ar refuza, singura care i-aș da rolul ar fi Marieta Sadova. Iar da mai puțină vivacitate, dar poate mai multă poezie și o dungă de melancolie. Oricum, Doamne ajută! Aș fi fericit să scot din subiectul meu tot ce simt că ascunde ca rezervă de emoție, de poezie, de grație. Încă o dată, Doamne ajută! Am început să scriu. Ieri am schițat decorul, ambianța. Febra din primul moment a trecut. Aveam impresia că e o treabă de 2 săptămâni, dar vor trebui poate câteva luni. Azi am scris prima scenă de care sunt mulțumit. Nu știu ce va ieși, trebuie însă să fac experiența asta. Îmi dau seama că am pus mâna pe un subiect de teatru care nu s-ar preta la nimic altceva, nu, nici la roman, nici la novelă. Nu știam până acum ce înseamnă să vezi scenic o piesă, cu totul alt proces de gestație decât pentru roman. Mă amețește tentația culiselor, a sărilor de teatru, afișilor, în plus emoția de a scrie pentru Leni. Ah, gândă că va trăi lucruri gândite de mine, va spune cuvinte scrise de mine, câte revanșe nu voi putea lua asupra ei. Vineri, la concertul de la Ateneu, l-am văzut pe Nae. Avea un cap de leu gânditor în penumbra sălii. După audiție m-a strigat din Mercedesul lui nou și m-a invitat la masă. Trebuie să înțelegi, dragul meu, că teoria colectivelor nu este decât o fugă a mea de singurătate, o încercare tragică de a ieși din singurare. Înțeleg. Dar atunci ar trebui să nu mai vorbești despre drepturile absolute ale colectivului, ci despre importanța absolută a individului. Stai, să ne înțelegem. În ceea ce susțin eu există un oarecare tragism. Care tragism este de fapt... Tragism care se rezolvă în diferite teorii făcute să justifice valoarea metafizică a termenului de capitan, superior celui de duce sau de führer. Destul de suspect acest tragism. Oare Nae Ionescu și-a pierdut umorul? Duminică 12 aprilie. Aseară am ajuns la Sinaia. Drumul cu mașina a fost frumos. Pete de mov, de verde, de gri, foarte odihnitor.
Decorul hotelului e aproape sumptuos, dar lumea e de primantă. Curve, babe, bătrâne, jucători de club îmi propun să ocolesc cazinoul, nu din prudență, ci din silă. Voi putea oare scrie aici? Nu cred. Poate la Breaza, unde plecăm mâine dimineață. Am continuat să scriu, pagina 12. Marea scenă dintre Leni și Valeriu, începută la Sinaia. Am impresia că merge. Ce-mi dă curaj să scriu teatru sunt notele lui Ionar despre piesele lui. Cred că rolul bărbatului va fi extrem de dificil. Nu numai Iancovescu l-ar putea juca fără să-l facă rezonor, pretențios și obositor. 19 aprilie, la Ateneu, concert Lola Bobescu. Sinfonia spaniolă la loc. Emoționant, de tânără, de sinceră, de fragedă. Am numărat replicile scrise. 149. Nu sunt prea mult, nu e prea lung. Am încredere în piesa mea. 26 aprilie. Am luat o decizie de care sunt bucuros. Îi dau rolul Marietei. Cu Leni nu se poate face nimic. Indiferența ei este neglijentă, distrată, jignitoare, până și prin lipsa de politețe sau de amiciție. Vizita de aseară în cabina ei de la teatru m-a dezgustat. E necesar să despart piesa de Leni. Ea ține prea mult să cucerească un mare public, cum ar fi cel de la Alhambra. Vrea prea mult să câștige bani ca să riște o experiență cu o piesă originală. Marieta e soluția cea mai bună. E fericită să joace un mare rol. I-am citit azi tot ce am scris. Era emoționată. Și căldura ei, entuziasmul și generositatea ei, în plus, pentru că ține așa de mult să joace, va face tot ce va putea. Și poate așa de mult când vrea. Am regăsit rațiunile de a scrie. E curios că le regăsesc tocmai în ziua în care decid să renunț la Leni. Curios, nu? Duminică 3 mai. Trec printr-o perioadă de intoxicare literară. Adunare generală la SSR. Cum pot lua în serios asemenea comitii? Ce am eu în comun cu toată povestea asta, cu toată politica asta, cu toate comploturile astea? Suntem într-o groaznică mahala, o mahala de literat sinistru. Deci nu mi-a fost dat să rămân un om de treabă, oarecare, să am casa mea, viața mea, iubirea mea, fără complicații, fără nimic interesant, fără regrete. Toată ziua îmi lasă un gust de zădărnicie. Toată viața mea pierdută. Radioul meu e prăpădit, dar prinde concertele de la Stuttgart. E aproape o lună de când piesa mea s-a împotmolit. Păcat. Trebuie să plec neapărat. Aici nu pot scrie. Nu am bani. Mama trebuie să plece la Paris. Sâmbătă am proces și totuși, trebuie să plec la Breaza. Ei, ți-a plăcut cum am închis cursul de azi? Ești mulțumit? Sunt. A fost o lecție sobră, foarte frumoasă, strânsă, abilă, cu o sumă de formule fericite. Vezi? Și cu un moment de cabotinaj, dar nu exagerat. Dragul meu, pentru tine am făcut lecția asta. De 2 ani te uiți la mine chiorâși. Avea dreptate. Am fost surprins de a găsi fraze întregi, formule, idei, paradoxe din cursurile lui Nae în lucrările lui Spengler. Totul e în Spengler, cu o înmărmuritoare asemănare de termeni. Nu știu ce să... Ei, ce zici? Păi, nu zic nimic deocamdată. Mi-amintesc însă de procesul studenților gardiși de la Brașov. Tu ai zis... Da, am declarat că nu orice asasinat e interzis de religie și că deci, în mod firesc, studențimea se solidarizează cu asasinii lui Duca. E foarte clar, nu? Nimic nu-l împiedică pe Nae să fie gardiș de fier. Măcar de-ar fi sincer, nu din calcule. O mai văd din când în când pe Leni, din ce în ce mai rar, din ce în ce mai fără emoții. Toată povestea îmi pare acum o stupidă copilărie. Ascult Bach, al treilea concert brandenburghez.
Am mai scris vreo 2 scene la cântări. Dacă aș putea pleca la Breaza 5 zile, complet liber, și a scrie și actul 2. Sper. Duminică 31 mai. Ieri, pe seară, lungă vizită la Leni, acasă. De mult n-am mai avut cu ea o convorbire așa de calmă, așa de odihnitoare. Aș fi putut să o iau în brațe și să-i spun: vino la mine mâine, ar fi primit fără ezitare. De altfel a avut tot felul de gesturi de afecțiune, de invitare, pe care am refuzat să le înțeleg. Sunt mai mult deșert decât trist. 5 iunie 1936. Marieta le-a spus bulandrilor despre piesă și se pare că sunt amândoi ambalați de a mă juca. Dar nu voi accepta cu niciun preț, chiar cu riscul de a nu fi deloc jucat, să-i dau rolul lui Tony, ar strica totul. Interpretarea ideală e Iancovescu, Leni, Timică. Mă rog, Iancovescu ar putea fi înlocuit la rigoare cu Vraca. La și mai mare rigoare, Leni ar putea fi înlocuită de Marieta. Dar orice altă distribuție va duce la completa ratare experienței mele de teatru. Că despre regie, acolo unde Acterian va fi prea greoi, voi încerca să redau eu însumi vivacitatea textului, surpriza pe care o bănuiesc necesară într-un dialog de teatru. Ieri, 16 iunie, la tribunal, nemâncat, amețit de foame și de tensiune nervoasă, am răbdat până la 5, apoi am pledat. Am pledat frumos și am pierdut. Sunt un vorbitor bun, dar nu voi fi niciodată un avocat bun. Aș putea fi conferențiar, dar nu avocat. Mâine voi pierde toată ziua la doamna Plenicianu, acasă, așteptând portărelul pentru executare. Și între timp mă așteaptă atâtea lucruri pe care le iubesc sau pe care le-aș putea iubi. Recepția de la Blanc de joi seara mi-a prilejit o noapte de beție. Poate prima mea beție veselă. Am constatat că prezența Marizei, în loc să mă descurajeze, mă stimula. Ei, și acum, ca o gazdă generoasă, vă invit să asistați la un mic program de cabaret! Leni a fost tot timpul lângă mine, înțelegătoare și apropiată, participând la beția generală. Cred că ai băut destul. Sunt într-adevăr beat. Nu mi-amintesc decât foarte puține lucruri din viața mea anterioară. Ca de exemplu? Exemplu că te iubesc. Ești adorabil. Să mă chem și pe mine la tribunal într-o zi când pledezi, da? Hai să lansăm, te rog, te rog. Miercuri 24 iunie 1936, scandalul și bătăi antisemite în tribunal. Marcela Abramovici a fost doborât aseară pe stradă de vreo 20 de studenți care l-au târât într-o pivniță. L-au eliberat după 2 ore, rănit la cap, cu hainele rupte, pline de sânge. Sicu Davidovici a fost aruncat pe scările tribunalului. Leibovici Moscu a fost bătut pe Gabroveni, atmosferă de luptă. Negustorii ovrei sunt decis să reziste. Cred că e singurul lucru de făcut, dacă e să crăpăm, cel puțin să o facem cu bâta în mână. Nu e mai puțin tragic, dar oricum e mai puțin ridicol. Azi dimineață la telefon Leni mă ruga să nu mă mai duc la tribunal. Părea sincer preocupată de soarta mea. Mi-a făcut plăcere. Joi 25 iunie. M-am întâlnit la Capșa cu Camil. Iartă-mă, dar nu te pot înțelege. Dar e clar că procesul antifasciștilor de la Craiova se desfășoară în condiții sălbatice. Nu e posibil. Dragul meu, ăștia nici n-ar trebui judecați. Ar trebui trimiși direct la închisoare. 20 de ani fără judecat. Dar pentru ce, Camil? Pentru ce? Ca să nu le mai dea ocazia să facă propagandă comunistă la proces prin martori și avocați. Dar nu vezi ce se întâmplă? Prea multă violență, bătăi, scandaluri. E regretabil, dragă, dar tot ovreii poartă răspunderea. De ce? Hai să spunem, pentru că sunt prea mulți. Mulți? Dar unguri? Nu și mai mulți? Poate, dar cel puțin sunt masați la un loc în aceeași regiune. Nu pot să înțeleg, nu pot. Dragă, evreii provoacă. Au o atitudine echivocă, se amestecă în lucruri care nu-i privesc. Sunt prea naționaliști, asta e.
Ar trebui să te decizi, Camil, dragă. Sunt naționaliști sau comuniști? Ei, știi că îmi placi? Mă și mir că pui astfel de întrebări. Ce Dumnezeu, doar suntem între noi. Doar știi bine, comunismul ce altceva este decât imperialismul evreiu. Hai, 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 nu face figura asta, te rog. Și asta o spune Camil Petrescu, una dintre cele mai frumoase inteligențe din România, una dintre cele mai delicate sensibilități din România. Camil. 1 iulie. Duminică și luni am fost la Brăila. Promoția mea sărbătorea 10 ani de la bacalaureat. Goraș, directorul liceului, a ținut un discurs incredibil. Domnilor, între catedră și clasă, între profesori și elevi, există întotdeauna neînțelegeri, unele dintre ele foarte dureroase. Dar aș vrea să credeți că ele nu lasă în sufletul profesorilor mai puține urme decât în sufletul elevilor. Iată, eu port de 10 ani o amintire de care am suferit foarte mult și de care sunt bucuros că mă pot elibera astăzi mărturisindu-o. Ea privește pe unul dintre cei mai străluciți absolvenți din seria dumneavoastră. Hector? Da, prezent. Eu... Te rog. Era în clasa 7. Luase un premiu la limba română. La serbarea de fine de an, când se împart premiile, pe el am uitat să-l strig. Era cald, eram obosit, eram prins de nenumărate griji, greșeală explicabilă într-un fel. Tot ce pot spune este că era neintenționată. Mai târziu mi-am adus aminte și l-am căutat pe Hector. El mi-a spus un cuvânt care m-a enervat și atunci i-am replicat foarte aspru. Am regretat pe loc, era însă prea târziu. Vreau să-i spun astăzi, în fața dumneavoastră, a tuturor, cât am suferit pentru nedreptatea ce am făcut atunci. Domnule director, eu... Să știi că n-am așteptat atâția ani ca să-mi amintesc. Nu drumul strălucit pe care l-ai făcut de atunci în viață, nu succesele dumitale atât de frumoase în literatură mă fac să vorbesc astfel. Eu, din primul moment, am fost îndurerat. Aș fi vrut din timp să-ți cer scuze. N-am putut. Azi o fac și sunt fericit că o pot face în fața colegilor tăi. Nu cunosc, domnule, adică n-am cunoscut până azi pe nimeni în stare să facă ceea ce ați făcut dumneavoastră. Acum eu... Dacă poți, vei ierta și vei înțelege. Eram copleșit. Îmi dăduseră lacrimile. Gestul mi se pare omenește vorbind... Extraordinar. Extraordinar. Am primit numirea. Sunt angajat ca redactor la revista Fundațiilor Regale. Nici nu mai așteptam. Câteva zile nu mi-a venit să cred. Dar azi de dimineață am încasat 39.500 de lei. Petrecut fabulos. Și voi avea de aici înainte 6.000 de lei pe lună. Mai exact 5.935. Iată-mi vacanța aranjată. Regăsesc vila Wagner, peisajul același. Îmi regăsesc ușurință, calma, fericire de anul trecut. De mâine vreau să scriu cu resemnare și supunere, dacă nu cu elan. Am recit actul întâi. Mi se pare lung și greoi. Mă urmăresc obiecțiile lui Camil. 3 august. Am scris primele două scene ale actului 2. Am stat vreo 5 ore în fața hârtiei de scris și m-am ales doar cu vreo 4 pagini. Am scris puțin, dar am scris. 4 august. Am terminat scena Leni Bogoiu. Zispornic. 8 pagini scrise. Și multe lucruri clarificate. 7 august. Ieri zi de ploaie. Azi zi de ploaie. Lucrat 10 pagini. Scena Ștefan, Madame Vintilă, scena Leni, Jeff. Am ajuns la scena 9, pagina 27. 9 august. A 5-a zi de ploaie începe să fie exasperant.
Aș vrea un cinematograf, un concert și totuși cel mai bun lucru pe care îl aștept e soarele. Parcă ar fi în plin noiembrie, vreau să termin toată piesa, sunt deja la pagina 40. Azi dimineață m-am întâlnit cu Ionel Teodoreanu, vine și el la creație. M-am bucurat sincer. Scriu un roman. Știi, sunt într-o etapă antilirică. Cred că o să-ți plac. Am să-ți citesc câteva pasaje. Se numește Arca lui Noe și se petrece într-o stațiune, la Borsec. Să știi că și în ceea ce scriu eu acum e o pensiune condusă de Fräulein Weber, pe care la un moment dat un personaj o compară cu un vapor. Asta da, coincidență. Dar nu cred să ne întâlnim. Mergem probabil pe drumuri diferite. Cu atât mai diferite, cu cât ceea ce scriu eu este o piesă de teatru. Asta era, deci! Să știi că nu mă surprinde. Băiatul meu cel mare, Ștefănucă, mi-a spus azi la prânz foarte mirat: papa, să știi că domnul Sebastian, când scrie, vorbește singur. Nu puteam crede, dar acum înțeleg. Ce să fac? Simt nevoia să spun fiecare replică înainte de a o scrie. În fine a revenit soarele. Întotdeauna când am destul soare, sunt în formă de vacanță. Cred că mi-am recăpătat bucuria de a scrie. Parcă mi-e frică să ridic cortina peste al treilea act. Ceea ce este însă sigur este faptul că voi rămâne definitiv la titlul Jocul de vacanță. Azi, 29 august, pot nota. Am terminat. Trecut examenul. Dar oare l-am trecut? September 15, București. M-am hotărât să dau piesa lui Iancovescu și Marietei. Leni s-a supărat pe mine. Nu, nu e frumos. Piesa ai scris-o pentru mine, ascultă-mă, nu? Ascultă-mă, ascultă-mă. Dacă soluția asta eșuează, ți-o pot oferi din nou. E, da, știi... Bun, nu. Mai bine renunț. Poftim. Atâta timp cât știa că pentru ea scriu piesa, era neglijentă până la indiferență. Acum, când o pierde, piesa îi devine necesară și suferă. Asta e logica stupidă a jocului nostru. Ajunge puțin în neliniște, ajunge îndoiala, întrebarea sau presupunerea că îi sunt indiferent, pentru ca să sufăr când o văd și să mă gândesc zi și noapte la ea. Iar când o găsesc învinsă, gata să mă iubească, îmi recapă distanța și... nu o mai iubesc. Marți, 22 septembrie. Lectură acasă la Maris pentru Iancovescu, Ninișori, Țoța și Ghiță Ionescu, Marieta și Acterian. Pentru Iancovescu totul a fost formidabil, unic, epocal, un moment în teatru românesc, dar nu mă las eu înșelat de excesele lui de entuziasm. Un public de 500 de persoane va reacționa altfel decât cele 10 pe care le-am înfruntat până acum. La drept vorbind, toate lecturile făcute îmi servesc enorm. Dar nu știu dacă nu sunt neserios închipuindu-mi că gluma asta în trei acte are dreptul să mă preocupe. E deci timpul să redevin serios, nu? La 1. Nu am bani. 2. Nu știu dacă până la anul nu vom avea război sau revoluție. Și 3. Nu știu dacă la anul un autor evreu își va mai putea juca o piesă. Iată 3 rațiuni care mă îndeamnă să mă grăbesc. Nu știu ce voi face. Ați ascultat Mihail Sebastian și jurnalul său. Dramatizare de Dumitru Solomon. Primul episod. Au interpretat Alexandru Repan, Roxana Ionescu-Gutman, Mihai Dinvale, Vlad Rădescu, Florin Anton, Ada Navrot, Mircea Constantinescu, Daniel Popescu, Nicolae Iliescu, Nicolae Stângaciu. Asistența tehnică Marilena Barabaș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Realizator, Doina Pap.